Îl folosesc și la altele. L-a dezinfectat, sterilizat, curățat, inclusiv apa pe care o beau în fiecare zi. Pentru mine asta e o măsură. Are 750 de mililitri și o beau în fiecare zi. Și îi dăm drum. Haideți să vedeți frumusețe. Ei, imaginați-vă că apa, în timp ce noi vorbim, devine pură. Aerul, mâncarea, alimentele, tot ceea ce tratez cu ajutorul imunocubului meu, devin mult mai curate și mai sănătoase. Am simțit-o, repet, pe pielea mea. Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Astă seară suntem alături de Liliana Stanciu, trainer, eliberare emoțională. Bună seara, Liliana, și mă bucur că suntem împreună după o pauză, nu foarte lungă, dar a fost suficient. O lună. Să facă dor de tine. O lună, mie mi-a fost și mai dor de voi. Da, da, da. De-abia așteptam să ne revedem. Și cu zâmbetul pe buze, și cu noutăți, și cu peripeții, aventuri, cum ne stă bine în 3D, da, spre 4D, spre 5D. Pentru că deja am intrat în toamnă și sperăm să avem o toamnă frumoasă. Chiar și meteorologii spun că o să avem o toamnă lungă. E, să dea Dumnezeu să fie o toamnă călduroasă, să nu fie nevoie să dăm drumul la căldură prea devreme. Sau dăm drumul la căldura interioară. Așa. Și atunci o să o activăm și pe aia exterioară. Cred că până la urmă asta suntem puși să facem, împinși să facem, și asta reușim să activăm în noi. Cu cât par lucrurile mai grele, cu atât expansionăm în stări de-a dreptul modificate de conștiință câteodată, forțat, așa cum mi-a fost mie, da, de exemplu, în ultima lună, am povestit eu pe Facebook și în newsletter și ți-am spus câteva vorbe înainte și ție, n-am reușit să vin la emisiune și vă mulțumesc mult pentru invitație, pentru că am căzut destul de rău și, metaforic, atât de rău cât am căzut, atât de înălțată m-am simțit. Atât de multe rezolvări, atât de multe conștientizări, și mă întreabă prietenii, mă, dar s-a schimbat ceva, s-a petrecut ceva cu tine. Și chiar o să vorbim în întâlnirea de astăzi, cum se petrec lucrurile cu noi și cum este realitatea asta cu adevărat, pe care nu o percepem, îi spunem noi non-liniară, adică în afara realității fizice, cea pe care o percepem cu simțurile obișnuite, dar noi o percepem cu instrumentul pe care îl avem la îndemână, cu acest instrument liniar, cu mintea noastră, și în realitate ne deschidem spre multidimensionalitate, spre natura noastră. Mie mi-a fost dat să trăiesc la pământ la propriu, un moment de grație, atunci când am căzut, nu mi-am mai putut folosi mâna stângă în urmă cu o lună și un pic, decât în proporție de circa 5%. Acum, după o lună de zile, recuperarea e făcută la modul miraculos, ceva ce credeam că ar putea dura între 3 și 6 luni. Încă mai parcurg acest proces, dar e din ce în ce mai bine. Și mi-am dat seama, încă din momentul ăla, că am făcut, fără să știu, niște lucruri într-un mod corect, ceea ce m-a dus aproape pe o altă linie temporală. Și despre asta vreau să vorbim, cum suntem noi creatorul realității noastre. Știu prietenii noștri deja acest lucru, dar îl știu și din proprie experiență și din ceea ce am învățat și experimentat până acum, dar cumva să continuăm noi seria pe care am început-o în urmă cu o lună și jumătate. Și am avut atunci, acum o lună jumate, am avut, de exemplu, o emisiune care s-a numit Rezolvarea lecțiilor din vieți anterioare, și îi încurajăm pe prieteni să se ducă să caute, chiar așa titlul emisiunii, Rezolvarea lecțiilor din vieți anterioare, să o revadă. Și apoi, în urmă cu o lună, am avut ghid de explorare spirituală. Iar acum avem creatorul realității care ești din perspectiva liniară în deschis spre realitatea non-liniară, și facem astfel un trio de emisiuni. Fiecare dintre ele poate fi urmărită de nenumărate ori sau de cel puțin câteva ori ulterior, pentru că de fiecare dată când o facem avem noi înțelegeri,
Nu-i vorba de ce spunem noi aici neapărat ca informație, ci de ce activări se petrec la fiecare cuvânt, fiecare înțelegere pe care o avem și noi și cei care ne ascultă. Și după acest trio de emisiuni, următoarea va fi, și încurajăm de acum pe prieteni să se alăture, la ceea ce vom numi și numim deja integrarea lecțiilor noastre. Cum să facem noi trecerea, următorul pas cu ajutorul căror instrumente? Trei pași simpli pe care să-i facem, dar avem nevoie să cuprindem această înțelegere și zic eu că o facem cumva împreună, punând baza al treilea pas astăzi și continuând ulterior. Spuneam că acolo la pământ, la propriu, când am căzut, au fost mai multe reacții, dar prima sămânță pusă a fost o senzație de protecție divină printr-o sămânță de recunoștință care era plantată deja acolo, dar eu la nivel conștient nu puteam să gândesc să fiu recunoscătoare, ci sau să îmi doresc să am vreo perspectivă pozitivă. Doar s-a petrecut lucrul ăsta și recunoștința aia a fost limbajul divinității prin care mi-a transmis: e ok, ești protejată. Deși aparențele erau mâna întreagă sucită peste cap, care totuși a amortizat, a făcut astfel încât capul să nu se izbească de caldarâm. Și n-aveam cum să mă gândesc la cât e de bine treaba asta, ci pur și simplu am simțit-o în acel moment. Și asta invit pe prietenii noștri să facă chiar acum, să se gândească la toate micile cutremure din viața lor, la toate lucrurile care par niște lucruri pe care nu peste care nu pot trece, ce reprezintă ele cu adevărat, care sunt situațiile care îi împing să meargă mai departe, cât de protejați sau de binecuvântați se simt ei, în timp ce totuși trec prin acele greutăți, înțelegând că fiecare dintre ele îl scoate dintr-o zonă de confort ca să-l ducă un pic mai departe spre noi înțelegeri. Și tu de multe ori îmi pui întrebări de genul: ok, uite, am prieteni care îmi scriu cu tare și cu tare lucru, sau am oameni care se plâng că nu mai pot, sau uite cum se petrec acum toate campaniile astea de îngrijorare, de ce urmează la iarnă, de cât de frig o să ne fie, de cât de foame o să ne fie, de cât de rău o să ne fie. Și toată frica asta, însămânțată de mult deja și hrănită parcă din ce în ce mai mult de toate sistemele astea care au piratat, zic eu, matricea aia organică despre care noi am vorbit. Există niște structuri acum care par că ne vor rău și într-o anumită realitate chiar așa și se petrec lucrurile, ca și cum o structură vrea rău altei structuri organice, da? O structură împotriva binelui sau în serviciu sinelui și nu a întregului, luptă și încearcă să distrugă sau să mute atenția unei părți care dorește să fie în serviciu întregului. Adică noi, ei contra noi, sau noi, ca și cum ar fi aceste două tabere. Și ele, în realitatea liniară, sunt două tabere. Suntem noi cei asupriți, ar zice unii, și cei care ne asupresc. Până la prima vedere chiar așa este, nu? Sunt niște forțe care chiar acționează cu forță, dar vedem noi că din ce în ce mai dezlănat și mai fără efectele pe care ei le doresc, niște forțe care acționează împotriva binelui. Noi, să zicem, suntem în tabăra binelui și dorim să ne fie bine nouă și celor ca noi. Și cineva ar putea spune: ok, cine are interesul să pună
acest bine, să lupte împotriva acestui bine. Și noi în aceste două emisiuni, începând cu acum o lună jumate, am vorbit despre contracte încheiate între noi și noi, noi și aspectele ale noastre, între noi și alte ființe, între noi și alte aspecte ale sinelui, niște contracte absolut necesare care reprezintă pur și simplu țesătura creației. Deci, noi avem nevoie de astfel de puncte nodale, exact ca punctele, ca nodurile dintr-o țesătură, trebuie să existe niște bife pe care le facem în parcursul nostru, în evoluția noastră, a noastră care? A sinelui individualizat. Care? Cel expansionat, dar împrăștiat, adică coborât din întreg, acest spirit care este, la un moment dat îl putem reduce la unul singur, la întreg, la tot ceea ce este, la creație, care se divizează pentru a se individualiza și sunt ca niște holograme ale aceluiași întreg, dar cu diferite informații, dar făcând parte din același întreg. Bun, deci este această explozie de holograme, de sine individualizate, ca și cum ar coborâ frumos treaptă cu treaptă într-o dimensiune din ce în ce mai densă. Pentru ce? Pentru a-și reaminti întoarcerea la sine ca să închidă ciclu, dar cu ce? Cu toate experiențele acestea colectate pe traseul evoluției, astfel încât se întoarce la sine treaz. Pentru mine, treaz, conștient, pentru mine asta a fost invitația acolo când am fost la pământ, au venit aceste cuvinte, prezent, treaz, conștient, pentru că eu eram într-o lipsă de prezență care a durat 2 secunde și care m-a costat. Sigur că mi-a adus și daruri, dar m-a costat, a venit această experiență pentru invitația aia realmente sonoră, fi prezentă, fi trează, fi conștientă, atentă la tot ce se petrece. Ca și cum cea mai mică clipă de neatenție de acum încolo, ca și cum nu mai era permisă o clipă de atenție, de neatenție și mi se semnala într-un mod foarte vocal. Fii atentă că orice clipă de lipsă de prezență de acum încolo te costă. Nu-i nicio problemă. Plătești cu durere, cu obții transformare, obții și daruri, dar nu cumva e o metodă de a obține această experiență, informație, că noi asta suntem, colectori de informații. În drumul nostru spre sursă, înapoi, când închidem ciclul ăsta, noi colectăm informație. O colectăm, o trimitem, o colectăm, o trimitem. Deci suntem creatorii propriei realități și exploratorii propriei realități, adică și primim bobârnacele și rezultatele și le creăm în același timp. Noi suntem și antenă și emițător. Și până când nu vom fi atenți și prezenți și treziți pas cu pas în această funcțiune de antenă și emițător în același timp și până nu vom experimenta fiecare pas în ciclu evolutiv, ca să închidem bucla și să colectăm toate informațiile pe care am venit să le colectăm, doar atunci se încheie, de fapt, călătoria și nu se încheie că o luăm de la început, dar nu mai suntem în fractal, individualizat, în o hologramă, ci ajungem în întreg, în conștiința aia a unității. Ok, să ne întoarcem la individ, la sine. Și la de ce am avea nevoie de contractele alea, în care în prima emisiune am și concluzionat. Deci există contracte, da și nu. Există, în ce sens da și nu? Există contracte dintr-o perspectivă liniară a celui care operez în planul ăsta, având înțelegeri vis-a-vis de faptul că am legături pe planul orizontal, vertical, diagonal, cu toate liniile de timp, cu tot ceea ce în spate reprezintă
generații, ceea ce în față reprezintă generații, pe plan vertical cu toate aspectele sinelui meu. Deci, din punctul ăsta de vedere, liniar, e perspectiva noastră liniară, o, noi spunem despre realitatea non-liniară, dar tot prin instrumentul creier, minte, din 3D. E un fel de a spune că noi experimentăm multidimensionalitatea atât timp cât nu suntem în stări modificate de conștiință. O experimentăm, dar o filtrăm prin ceea ce ca instrument avem, acest instrument liniar. Dar e foarte bine și așa, pentru că spuneam în emisiunile trecute, este această gimnastică de conștiență de sine, gimnastică a minții, minții cu mămic, pentru a ne conecta cu mintea, în mintea, nici măcar nu zic cu mintea, în mintea cu mă mare, că acolo ne întâlnim toții, sigur, prin portalul inimii, dar noi ceea ce facem când, după ce ne contractăm, expansionăm. Pentru mine, căzătura la pământ a fost contracție, după contracție urmează expansiune și nu numai pentru mine, pentru fiecare dintre noi, în fiecare zi și în anumite etape, exact asta se întâmplă tot timpul. Contracție, expansiune, contracție, expansiune, contracție, expansiune. Asta este legea creației, asta în sine este creația, ca niște, ca în valuri. Și atunci, pentru ce ne trebuie? Deci din perspectiva liniară, da, există contracte, dar când ajungem segmentat, le bifăm și avem tot felul de experiențe, ajungem de multe ori prin stări modificate de conștiință în acel punct zero și pe traseul ăsta al nostru evolutiv ajungem prin portalul inimii în acel punct al tuturor posibilităților din care noi creăm realitatea, al tuturor înțelegerilor. Este un punct de nemișcare, este punctul de non-atașament, de non-judecată, de iubire. Este punctul ăla, îl numim punctul zero, al întregi, din care totul este creat. Și dacă noi reușim să facem, că spuneam în emisiunea, chiar în emisiunea trecută, cum fac lucrul ăsta? Păi plonjez, ies un pic în afară într-un moment de greutate, ies un pic, adică mă liniștesc, ies, când spun ies, poate fi privit și ca și cum intru. Că în egală măsură oamenii s-au obișnuit de acum. Noi nu mai avem doar o expresie despre ceva. Spunem, e adevărat cu tare lucru sau adevărat? Ambele. E adevărat că ies în afară ca să mă liniștesc și explorez exteriorul, da, dar o fac ducându-mă în interior, într-un moment de liniște. Bun, și ancorez acolo o anumită stare. Poate durează o secundă, cum a fost grația aia divină, cum a fost recunoștința la, într-un moment de durere trăită la pământ, da? Și am experimentat grația aia. Și aia a pus amprenta pe tot ce a urmat o lună de zile de durere, de traseu, de experiențe, de rezolvări. Și în egală măsură, în timp ce realitatea era grea, realitatea imediată, cea pe care chiar o experimentam fizic, era grea, psihoemoțional și spiritual și ca așezare efectivă în viața mea, deci în corp era greu și în viață din ce în ce mai ușor. Un paradox pe care ni-l dorim și care se petrece oricum. Ideea e doar să-l observăm noi în viața noastră, unde se petrece treaba asta și cât de des experimentăm asta de fapt. Pentru că lumea poate nu-și dă seama și este invitația noastră acum către ei să se așeze un pic, să spună, din gălăgia aia a minții sau a durerii. Mă doare, mă doare, mă doare, nu mai pot, nu știu ce o să fac. Confuzie, indecizie sau orice ar experimenta fiecare. O clipă de liniște dacă face pe un inspir-expir să realizeze sămânța aia de bine sau de invitație la trezire sau orice informație care vine, dar nu atât la nivelul minții, ci doar dacă, uite, de exemplu, dacă punem mâna în dreptul inimii,
Și a rămas acolo câteva secunde. A închis ochii și doar stai acolo liniștit un pic. Asta este scurt circuitul minții. Dacă vrei să-l faci rapid, ți-e greu, 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 greu. Deci pur și simplu te duci și rămâi acolo. E conectarea cu corpul. E primul semnal pe care îl... din trusa de urgență, primul instrument pe care îl poți accesa din trusa de urgență, să te liniștești acolo câteva clipe. Pentru că împreună cu greutatea liniară, o să observi acea ușurință din planul non-liniar, acea informație de lumină, îi zic eu, cea care ne susține. Este imposibil ca lumea să nu simtă din ce în ce mai mult lucrurile astea, pentru că noi trăim într-o perioadă în care, în egală măsură cu răul, avem parte de acest bine, o lumină pe care poate nici nu credeam că o să o primim în felul ăsta. Eu una n-aveam dimensiunea grației în felul. O gândeam, o simțeam, am mai accesat-o, dar nu atât de pregnant vocal și neobișnuit ca în această lună. Deci tot nu pot să explic prin cuvinte, dar mi-am explicat eu ca procese de lucru ce am făcut până acum și mi-am dat seama. Înseamnă că eu anii ăștia de zile în care am experimentat lucruri și câteodată unele au părut că nu ies, altele au părut că ies, de fapt eu în continuu am, ca și cum am aruncat cu undița, câteodată am prins, câteodată n-am prins, dar am continuat să arunc cu undița. Unde? În acest ocean al explorării. Am vrut să înțeleg, să-mi dau răspunsuri, am căutat mai departe. M-am întrebat oare am primit răspunsuri sau n-am primit răspunsuri. Și asta e încurajarea pentru fiecare care ne urmărește și care poate spune am făcut atâtea cursuri, am urmat atâtea emisiuni, am făcut atâtea lucruri și nu se leagă lucrurile, parcă totuși nu știu încotro să mă duc, ce să mai fac și e gălăgia asta a minții. Și să-și amintească exact acest lucru, că aruncă într-una cu undița și să nu se oprească. Pentru că, de fapt, ce face, ancorează o anumită stare și nu va veni neapărat cu durere cum a venit la mine. La mine a fost ca un dop scos, ca un acel mic cutremur care împiedică un alt cutremur mai mare să se petreacă, ca o senzație de gata, e gata, ca o închidere de ciclu, de suferință în egală măsură. Au fost foarte multe elemente acolo. Adică încă descifrez ce s-a petrecut în urmă cu o lună și un pic. Da, grația este din capul locului sămânța pusă și mă însoțește tot timpul și rezolvările la fel, chiar din momentul zero. Și asta încurajăm pe oameni să continue să pună semințe, pentru că ei ancorează în fiecare clipă, lucrează la ancorarea într-o anumită stare. Și hai să vedem cum se petrece. Deci, sunt într-o situație din asta obișnuită, de zi cu zi. Grea, să zicem că e grea. Și trebuie să iau niște decizii. Și iau până la urmă o decizie. Și asta este ca o reimprimare. Deci, în momentul 0, X0, să zicem, sunt în momentul ăla acum, îi zicem un moment acum X0, în care eu experimentez ceva neplăcut. Și e o anumită versiune a mea. Dar în momentul 2, în care eu m-am folosit de emoții, de gânduri, deci de decizie, de trezirea mea, tot ce apare pe radar, ce mi se întâmplă, dar oare de ce mi se întâmplă, dar oare cum este... cum simt asta, și cu curiozitatea aia de copil, colectând informații tot timpul, chiar dacă alunec și în judecată, chiar dacă mi-e și greu, să fiu și treaz și prezent și să văd, ok, dar de ce se întâmplă asta în viața mea? E o întrebare.
Și după aia întorc întrebarea, ok, dar cu ce mă servește asta în viața mea? Dacă întorc întrebarea tot timpul, de ce e persoana asta în viața mea? Cu ce mă servește persoana asta în viața mea? De ce e contractul ăsta în viața mea? Cu ce mă servește contractul ăsta? De ce este greutatea asta în viața mea? Cu ce mă servește greutatea? Deci totul, dacă duc în cu ce mă servește, nu mint cu nimic, pentru că în realitate exact asta se întâmplă. E o forță care vine spre mine ca ceva ce vrea să mă distrugă pentru a crea contracția ce realizează expansiunea, adică răspunsul a ceea ce am reușit să ancorez pas cu pas, care vine în expansiune, care mă mai împinge un pic, unde? În afara mea, adică în egală măsură în interiorul meu. Trebuie văzut, lăsat mintea să întrebe, aolă, dar cum e posibil în afară sau înăuntru, cum a fost și în prima emisiune cu labirintul, metafora aceea pe care o să o reluăm, pentru că unii prieteni au spus, vreau să fac un exercițiu practic și am rămas cu acea senzație că nu pot să aplic acel labirint, nu-i nimic, o să-l reluăm. Trebuie doar să lăsăm mintea să se întrebe și să-i spunem, ok, nu știu un răspuns logic acum, pentru că logic ar însemna liniar și am nevoie să mă duc într-o altă perspectivă, dar aia se compune. Noi ne compunem clipă de clipă. Spuneam, sunt într-un moment X0 și prin felul în care eu am combinat gânduri, emoții, fapte și prezență, trezire și conștiență de sine, imediat m-am proiectat într-un nou eu. Deci vă rog mult să aveți în vizor, în imaginație, chiar dacă nu sunteți vizuali, în imaginație înseamnă cu orice simți, să vă gândiți așa, sunt în realitatea mea creată acum, eu sunt Liliana X0 și în momentul în am căzut, m-am ridicat sau s-a petrecut ceva fără importanță, nu contează ce, felul în care răspund acelei realități a proiectat deja Liliana X1. Și felul în care răspund realității din Liliana X1 a proiectat, eu mă proiectez pe mine în Liliana X2 și tot așa în X3, în X4. Ei, și acum o să vedem reprezentarea unde se află Liliana X0, X1, X2. Este cumva într-o linie ascendentă, merge pe o scară evolutivă, asta este o pretenție a minții liniare. Aolo, trebuie să merg să evoluez spiritual. Și întrebarea mea este, da, dar nu uita că tu evoluezi spiritual, ciclic și în spirală. Deci, nu, ciclul este oricum evolutiv, privit de sus, este doar ca și cum te învârti în cerc, dar tu încă nu vezi ascensiunea în momentul ăla. Tu n-ai decât să fii prezent, treaz, conștient. Asta a fost invitația mea. Prezent. Prezent în corp. Acum, dacă nu, de pământ ești, dar nu ca pedeapsă. Este, ok, hai, trezirea. Pentru mine a fost trezirea, da? Ca un strigăt, ca un sigiliu de siguranță. Nu contează costul, pentru că costul a fost fizic, dar câștigul de stabilitate, nici măcar nu-l pot cuantifica acum. Alții observă. Sunt prieteni care mi-au spus, măi, ești alt om. Păi da, da, am dat cu mine de pământ, ca să zic așa. Cine? Eu cu mine. Chiar dacă a părut că a fost un atac energetic, printre altele, a fost și așa ceva, dar vreau iarăși să pun cele două perspective pe masa de lucru. M-a atacat cineva prin mine însă, adică nu m-a atacat nimeni fără ca eu să mă atac. Acolo a existat o breșă pe unde ai putut fi atacată, dar să știi că asta s-a întâmplat multor oameni în luna ce a trecut și unor oameni care experimentau ieșirea din acest matrix. Da. Deci este clar, a fost poate că ultima încercare de a ține niște oameni cu capacități, niște oameni care văd mai mult decât marea majoritate, niște oameni care pot mai mult decât marea majoritate, au trecut prin această experiență neplăcută de ordin fizic la toți,
Da? Și de asta reacția ta după aceea, în care vezi prietenii apropiați, cei care te cunosc, te-au văzut o altă persoană. Da. Au spus că te-ai schimbat pentru că tu, într-adevăr, te-ai schimbat, ai făcut acel salt. Da, l-am făcut, l-am simțit, este, pare ireal, dar vreau să spun că îl facem cu toții. Doar la mine doar a fost abrupt, vizibil și în stilul meu caracteristic, că fac chestii de astea și toată viața am făcut nefăcute, în sensul că am făcut lucrurile un pic altfel, pentru că există acolo, în amprenta mea, ceva de cel care experimentează. Are un miros ca după ploaie. Ei, mie îmi place foarte mult, am sentimentul că natura e curățată, că inhalezi un aer cât se poate de curat, de ozonificat, da? Și în condițiile în care ai această percepție în propriul birou, îți creează acea zonă de confort, să o numim așa. E un aparat care eu l-aș mai cumpăra o dată. Deci, lucrurile câteodată n-au fost roz, dar la multă lume nu sunt roz și poate asta chiar e încurajarea și invitația. Să simtă fiecare cum face câte un microsalt în fiecare moment de încercare. Și acum cred că e super încurajare și toată lumea zice, a, ok, deci de câte ori trec printr-o încercare, eu de fapt fac un microsalt, deși pare că mă prăbușesc, eu mă înalț spre mine, în profunzime, fix așa. Și ideea este ce ne va ajuta să ancorăm o stare din ce în ce mai bună, e felul în care răspundem la aceste încercări, înțelegând că ceea ce pare atac nu este decât la un anumit nivel, poate să fie atac într-o perspectivă liniară. Din ce direcție? De la cine? De la cineva din exterior care acționează ca o forță pentru ca o altă parte, partea cealaltă, noi, nici nu zicem bunii și răi, zicem ei și noi, da? Generic, absolut. Pentru ca unii să nu meargă mai departe. Mai departe unde? Spre informație. Numim informație lumină, spre cunoaștere, spre autorealizare până la urmă, că dacă vrem să completăm toată nevoia noastră de expansionare, este autorealizare, da? Și există interese ca această autorealizare să nu se petreacă. Dar ele sunt în plan liniar, pentru că interesele astea sunt scrise în matricea organică deja și este limbajul creației în sine. Deci nu e ceva nepermis de creație, de creator, de sursă. Este ceva ce există în țesătură ca instrument. Doar avem instrument catalizator, această forță, acest rău sau acest, oricum l-am numit, acest lucrător pentru sine, nu pentru întreg, care împiedică partea individualizată din sursă să se autorealizeze chipurile, împiedicând-o să ajungă la informație, la lumină, la sursă, și ce se întâmplă când țipă cineva de rochie să nu plece, să nu fugă și e dorința acolo să plece și să înainteze, să rupe rochea, să smulge din mâinile tale, adică nu există decât această altă parte, contraparte, rău, există ca și catalizator, la nivel de non-liniar acum. Deci, La nivelul tuturor, noi da. astăzi simțim că această matrice întunecată se destramă. Noi simțim asta cu inima. Este menită a se autodistruge pentru că informațional este o matrice finită. Ce rolul nostru acum este să o lăsăm să se autodistrugă pentru că a creat toate premizele. Nu trebuie să luptăm cu întunericul. Nu trebuie Noi decât avem să fim capacitatea și treji. trebuie să lucrăm de a rezista, da? Acestei, cum să spun, energii întunecate, să-i spunem, de a găsi soluții inteligente, de a fi prezenți, așa cum spui tu, pentru
a înțelege ceva din toată situația pentru a ne păzi și a nu repeta greșelile pe care le-am făcut. Pentru că dacă lucrurile astea se întâmplă, se întâmplă pentru că noi am greșit și noi nu suntem în afara poveștii. Din perspectivă liniară am greșit, din perspectivă non-liniară n-am greșit, din perspectivă liniară spunem să nu mai repetăm greșelile, din perspectivă non-liniară le vom repeta atât cât este necesar pentru a închide ciclu. Da. Există întotdeauna o perspectivă liniară finită. Și finită în sensul, nu, de bine și rău, de să nu mai trec pe aici și perspectiva non-liniară care spune, nu-i nicio problemă, mai vrei să mai treci? Mai vrei odată cu fundul de pământ? Că, ca să te trezești, să-ți aduci aminte și zici, oh, olă, Doamne, stai, gata, că știu, am înțeles. Deci, am înțeles, da, adică am simțit sau am simțit recunoștința, zici, wow, Doamne, bine că m-ai ajutat așa și că, de fapt, uite câte lucruri bune se întâmplă în timp ce eu se petrece trezirea asta, ancorarea. Pe Nici nu. altă parte, ai văzut că ai mers imediat la resursa ta și ți-ai găsit resursa să treci. De fapt, la nivelul M-a nostru, găsit asta ea pe a făcut. mine. M-a găsit ea pe mine. Asta vreau să punctez și să încurajez lumea. Nu disperați. În momentul ăla nu puteam să gândesc sau să aleg o variantă pozitivă a realității mele. Dar pentru că o făcusem ca exercițiu înainte de mai multe ori și ancorasem acea stare, mi s-a arătat acea stare ancorată, a venit ea spre mine în momentul ăla. Am regăsit-o, m-am întâlnit cu ea acolo la pământ, cu recunoștință. A fost limbajul aspectului meu înalt, care era prezent acolo, n-a mai trebuit să fac vreo lucrare, să dau vălul deoparte. Asta vreau să încurajez lumea. Cu fiecare moment în care suntem treji, prezenți, conștienți și conectarea cu corpul, mie mi s-a arătat, fii conectat în corp, înțelege că ești în dimensiunea asta și eram cu capul în nori, efectiv pluteam în realitatea mea, în planurile mele, în tot ce aveam de făcut, nu eram înrădăcinată, nu eram prezentă în corp, într-o fracțiune de secundă de neatenție. Și atunci, cum să... Dar invitația aia de a fi prezentă, am simțit-o în rărunchi atunci și asta spun, n-am făcut ceva corect în momentul ăla. Am făcut corect dintr-o anumită perspectivă, cu mulți pași înainte, în timp ce am făcut o grămadă de pași incorrect, în mod incorrect. Dar nu contează cât de mult greșești, asta vreau să spun, nu contează cât de mult greșești, dacă de fiecare dată mai iei un respir și spui, ah, ok, am dat-o în bară, ok, următorul pas, ia să stai, gata, acum am înțeles. Și iar uiți, și iar picinui tare, și iar ești cu tine și mai faci după aia ceva corect. Asta e din perspectivă liniară, faci corect, incorrect. Pentru că din non-liniar, tu ești în traseul tău, în labirintul ăla în care vorbeam acum o lună Mai jumate. este ceva ce ne dă putere, Liliana, și asta iară vorbesc la nivel macro. Faptul că noi avem, și când spun noi, mă refer la marea parte a celor care viețuim pe acest pământ, avem iubire față de cel pe care îl considerăm divinitate, conducătorul nostru. Iar întunecații au frică și acționează din frică vis-a-vis de liderilor. Și am ajuns să apreciem acest lucru ca fiind o forță de-a noastră. Dacă până acum reușeau să inducă, da, dacă reușeau să inducă frică, ne-au păcălit, dar așa a fost jocul. Atât ne-au păcălit că sunt mai puternici și noi am crezut că într-adevăr sunt mai puternici, ne văzând forța aia interioară, iubirea din noi, ne văzând puterea din iubire. Nu, uitând un singur lucru. Dumnezeu a spus, dacă sunteți cu mine, dacă credeți în mine, nu credeți în celălalt. Da, dar în egală măsură, când a spus credeți în mine și nu în celălalt,
Poate a spus, credeți în mine și nu în cealaltă față a poveștii, fața a mea. Pentru că, din punctul meu de vedere, când ne ducem la punctul central, la tot ceea ce este, nu mai pot să separ lucrurile, energiile. Le separ până într-un punct, dar la un moment dat este tot ceea ce este. Dacă e permis, dacă e îngăduit, dacă se petrece în creație, cu atât mai mult cu cât văd că se duce spre autodistrugere, deși m-a păcălit o vreme că e mai puternic decât mine, era încă un aspect liniar, acel nu, uită-te la mine, conectează-te cu mine, crezi în mine, sunt cu tine, adică ai încredere, nu fii cu celălalt, adică în frică. Unde cu celălalt? Adică unde cu întunericul? Adică în frică. Dar tot Dumnezeu care spune, fii cu mine, adică cu iubirea, nu cu frica, a și permis și construit frica ca făcând parte din proces, ca să ne dezbărăm de iluzia fricii sau să ne vindecăm de ea. Dar este un punct intermediar, văd eu invitația asta, fii cu mine, nu cu celălalt. Care celălalt? În esență, că dacă mă duc pe o realitate mai cuprinzătoare, tot Dumnezeu îmi spune, a, bine ai venit, te-ai prins că celălalt nu există, așa? Adică că celălalt este înglobat în iubire, că celălalt își are lecuirea în momentul în care tu afli adevărul despre tine, când nu ești înghițit de frică. Vindecarea noastră vine prin vindecarea fricii de a nu ne uita spre celălalt eventual sau nu fi înghițiți de celălalt, de acest întuneric. Întunericul în ultimă instanță funcționează ca și catalizator. Adică n-am de ce să mă feresc că mă înghite întunericul sau că ar putea să mă păcălească. Da, știu că mă păcălește, știu că pe alocuri mă păcălește sau m-a păcălit. Exact asta este, asta a fost iluzia multă vreme. Și vreau să aduc în vizor ce spunem noi, poate așa ca și concluzie, ce spunem noi de obicei despre sunt spirit care are experiență în trup, nu sunt un trup care are experiență spirituală. Și invitația mea acum este, ok, o parte a călătoriei, noi am spus, a, ok, sunt un om care are o experiență spirituală și urmez un traseu evolutiv și mă îngrijesc de creșterea mea spirituală. Și alții, deci asta e o perspectivă, din liniar în non-liniar. Și alții care spun, nu, sunt spirit care a venit în întrupare și în multe alte întrupări, în tot felul de linii de timp, sunt un spirit care călătorește și care are o experiență umană. Și atunci ai perspectiva din non-liniar în liniar. Și acum venim și le punem pe amândouă, pentru că invitația mea este în continuu, în mod obsesiv, aș spune aproape, dar are altă conotație, una pozitivă, o să găsesc alt cuvânt. Deci, în mod insistent, adu perspectivele la un loc. Ești deopotrivă trup cu experiență spirituală, în timp ce ești spirit cu experiență în haină umană. Și când nu mai dai la o parte niciuna dintre perspective, faci loc încă unei infinități de perspective. Și atunci, cu adevărat, te duci dintr-o înțelegere și o experimentare liniară într-o realitate non-liniară. Este un fel de întoarcere la puterea interioară, la acea forță, acea măestrie cu care am fost binecuvântați la încarnarea pe această planetă. Deci, de fapt, acolo trebuie să ne întoarcem. Și probabil că este esența a ceea ce de atâtea emisiuni ne înveți. Să ne întoarcem în interior. Aici găsim toate resursele. Aici Da, găsim. dar pentru asta e nevoie să mai ies Pentru asta este nevoie să din mai. când în când. Adică să nu rămân
împiedicat de propria așteptare de a rămâne acolo. Pentru că atunci când am rămas acolo în interior, deja nu mai sunt în realitatea asta, sunt în altă realitate, într-una în care nu simt nevoia să mă raportez la interior și exterior ca fiind diferite. Deci, încă o dată, invitația de a mă duce în interior este înțelegând că există o plonjare în exterior, ca să mă duc să ancorez ceva interior, o nouă cunoaștere, ca și cum aș colecta tot timpul piese, bijuterii de informație, și ele sunt deja în interior, și să nu mai judec. Ne facem, corpul nostru face asta. Noi inspirăm și expirăm. Tot timpul ducem în interior, tot timpul scoatem din interior. Deci noi nu putem să trăim altfel. Exact Doar așa. că trebuie să fim conștienți. Asta a fost invitația mea. Fii trează, fii prezentă, fii în corp, fii conștientă. Atenție unde calci, adică literalmente. Hei, scoală-te! Ce faci acolo? Unde ești în viața? Unde ești în viața ta, în prezența? Unde ești în atenția ta? Ești aici, fii aici. Aici unde? Aici, în ce simți, în ce gândești, în ce pășești, în ce atingi, în ce miroși, în ce guști, în toate simțurile și acest al șaselea simț, pe care îl putem numi deja emoții, adică simți. Unii spun intuiție, dar dacă vrei ca busolă, nu este perspectiva mea, dar am îmbrățișat-o atât de călduros în ultimile 3 luni pentru că am făcut o specializare în Anglia cu Silvia Hartman într-un program online, nu acolo am fost fizic, de training acreditat internațional, o școală de ei pe care o urmăresc din 2011 și nu eram gata să ajung acolo, dar am înțeles de ce este plină de înțelepciune și creativitate această școală. Dar am înțeles de ce eu nu puteam, nu eram gata, nu eram pe vibrația resurselor, eram pe vibrația durerilor de explorat și a trebuit să-mi găsesc atâtea răspunsuri la dureri de explorat ale mele, ale clienților, oamenilor cu care lucrez, activitatea pe care am îmbrățișat-o. Deci, atât de îndrăgostit am fost de explorarea traumelor în sensul în care primeam daruri de acolo, înțelegeri și puteam să potențez acele resurse, încât nu eram gata să abordez vindecarea din perspectiva blândă a resurselor, până când nu pansam și vedeam exact ce se întâmplă cu rănile. Am avut eu nevoia asta. Deci nu puteam să ajung la școala ei. Și anul ăsta, pur și simplu, s-au deschis toate perspectivele. În luna aprilie a fost un semnal, wow, și mi s-a părut o altă lume. Și ea spune așa, acest al șaselea simț îl numește al emoțiilor, adică simți pur și simplu. Dacă gustul poate să fie amar acru sărat, auzul poate să fie ascuțit jos, nu știu cum, privirea poate să fie în culori de toate felurile, simțul poate să fie în ceea ce simți, adică emoțiile, care poate să fie bine, rău, vesel, trist. Aveți astăzi inteligența unui om, o măsori în inteligența emoțională. Da. Și asta este, cum să spun, dacă vrei, mai presus de orice poți să acumulezi, pentru că este transformarea ceea ce ai acumulat. Dar nu Dar vedem atâția ceea oameni. ce tu acumulezi, ceea ce tu trăiești în fiecare zi. Și aici nu suntem doi la fel. Nu avem Nu. cum. Nu suntem și nici nu suntem meniți să fim așa și nici nu, pentru că suntem aspecte unice, individualizate, ale sursei, ale întregului. Și e firesc să nu fim așa, ca două picături, da? Ca doi fulgi de nea, nu sunt la Păi, fel. extraordinară Asta emisiune, e frumusețea. Iuliana. Extraordinară emisiune. Te rog, spune-mi, în perioada următoare, ce faci? În perioada imediat următoare, în fiecare lună avem un curs acreditat internațional cu participare la sală pe regulile Academiei lui Carl Dawson, spre care m-am dus cu câțiva ani în urmă pentru că eu am simțit că sunt născută pentru cursul Matrix Reimprinting, care mi se pare metoda ce
Se regăsește în multe alte metode de lucru, de terapii, dar pentru mine e pe mănușă pe sufletul meu, pentru sufletul meu, un limbaj care mă reprezintă și este cursul Matrix Reimprinting. Am ales acea academie, chiar dacă mă limitează la a face cursurile doar la sală, astea sunt regulile academiei, deci astea sunt cu prezență nu online, ci doar în București, Prezență în fi. acolo unde sunt. E nevoie ca oamenii să aibă și programul de curs EFT nivel 1-2 pentru a putea participa la acest curs, dar îmi pot scrie pe info@eliberareemoțională.ro astfel încât să poată să acceseze mai multe informații, că există resurse pe care le pot da să vadă lumea cum poate să participe. Deci, cursurile astea sunt în septembrie, Matrix Reimprinting, în 22-25 septembrie și în octombrie, cursul EFT nivel 1-2, la fiecare lună, lună jumate, pe pagina calendar evenimente a site-ului eliberareemoțională.ro se găsesc aceste cursuri și, bineînțeles, Școala Antreprenorilor Energiști, un program nou-nouț, pe care îl lansăm în 26 septembrie. Deci am intrat în linie directă cu pregătirile. Este un proiect de suflet. Uite, chiar în emisiunea viitoare putem vorbi despre el. Este o invitație pe care o adresez oamenilor care vor să-i ajute pe ceilalți, dar vor să creeze și stabilitate în viața lor. Pentru că ajutor noi tot am dat și este minunat și activăm o grămadă de daruri prin a dărui, dar la un moment dat, când nu știm să primim, creăm niște dezechilibre. Și vreau ca oamenii care vor să-și rezolve aceste dezechilibre să înțeleagă că au de investit timp, bani, energie, dar toate la un loc, să nu mai creeze dezechilibre. Sunt foarte mulți oameni pregătiți deja care încă nu pot ajuta suficient de mult lumea pentru că nu se pot ajuta pe ei, nu pot crea stabilitate în viața lor și bunăstare în viața lor, vindecându-se de această problemă inoculată, că dacă ești spiritual, nu ai cum să faci lucruri în favoarea ta, trebuie să faci doar lucruri în favoarea celorlalți. Și ăsta este un virus extrem de păgubos. Cine vrea să se vindece de el, probabil că va alege Școala Antreprenorilor Energiști. Școala pentru că e un parcurs de 9 luni, a antreprenorilor pentru că vrem să intrăm în rolul de antreprenor, să creăm stabilitate în viața noastră și bunăstare. Energiști pentru că ne folosim de metode energetice ca să ajutăm lumea. Pe lângă ce instrumente avem noi, sunt 9 tehnici noi nouțe pe care le predau. Nu cred că sunt predate încă în țară, în mod acreditat internațional, și un parcurs de 9 luni în care am atenția exclusivă pe oamenii cu care lucrez, s-ar putea să sune bine pentru unii dintre cei care ne urmăresc. Oricum, darurile mele cu resurse gratuite pe pagina care se numește chiar așa Resurse gratuite pe site-ul eliberareemoțională.ro, pagina de YouTube Eliberare Emoțională, emisiunile la voi, pentru care vă mulțumesc mult că faceți posibil acest spațiu de exprimare în care putem să venim cu activări. Astea nu sunt informații neapărat ce împărtășim noi, sunt explorări, invitații la prezență, la trezire, la conștiență de sine, împărtășiri personale în care și alții să se regăsească, încurajări. Eu zic că e benefic schimbul pentru toată lumea. Există, Liliana, un cabinet în care oamenii să te găsească, să poată interacționa cu tine direct? La sălile de curs cu prezență la sală, în sălile de curs acolo unde avem organizate cursuri sau online. Există acest cabinet, funcționează și acolo unde locuiesc și grupurile restrânse, când am grupuri de lucru, de mentorat, oamenii știu deja și le place foarte mult să vină la mine la cabinet, care este în esență acasă, dar nu este deschis publicului larg. În ce sens? Nu am cum să acopăr cerințele și atunci ăsta este motivul pentru care pregătesc oameni care vor mai departe să
ajute alți oameni în cabinetele lor sau prin platformele lor de exprimare. Și atunci eu lucrez în mod direct doar cu cei care vin la cursuri și cu care lucrez în mod direct. Cei care îmi scriu pentru sesiuni individuale, de exemplu, pentru că nu pot lucra cu toată lumea, le recomand călduros tot felul de resurse de practicieni pe care îi știu cum lucrează și unii au rezultate fantastice. Deci există rezolvare pentru toată lumea, nu e nevoie să lucreze direct cu mine. Dacă nu-și doresc acest lucru pot face prin intermediul cursurilor, la sală sau online, în acest program de 9 luni. Te-am întrebat pentru că există niște mesaje legate de acest lucru, de faptul că oamenii așa au scris liniștea, tonul vocii tale, căldura pe care tu o transmiți este o binecuvântare pentru ei. Este practic o terapie. Mi-a plăcut când au scris că am citit că această emisiune pentru mine, scrie o doamnă, este o adevărată terapie. Mă Da. liniștesc pur și simplu ascultând emisiunea. Da, noi avem fiecare dintre noi activate în felul în care ne exprimăm anumite daruri. Pentru mine, unul dintre ele este în voce, într-adevăr, așa e. Unii au spus, de exemplu, da, foarte rare comentariile. Odată chiar am găsit unul cu mulți ani în urmă și m-a surprins felul în care am reacționat. Mi-am dat seama cât sunt bine acolo unde sunt în vocea mea. Cineva mi-a scris într-un comentariu, miau, la care eu i-am răspuns, ham. Ham. Deci pot să fac și ham. O să I fac s-a și am chiar dacă. părut că vocea mea era de miau și mă ascult câteodată și văd că e de miau, dar amprenta nu e întotdeauna de miau, e și de ham, dar ca și cod terapeutic există. La alții există în acțiune, în energia din care se exprimă, în privire, în atingere. La mine cumva așa a pus mama și tata, au pus voce în voce și Dumnezeu, bineînțeles. Auzi, pot să fac o completare. Sunt unele pisici care zgârie mai rău decât te mușcă câinele. Da, am învățat să nu mai zgârii, am zgâriat în Nu trecut. e cazul. Nu Da, e să mă exprim. zgârie, da, zgârie din durere și din frică, dragele. Adică cine zgârie și cine atacă e cel mai lovit și el are nevoie de înțelegere și de Mereu, iubire și de fac și acceptare. apere. Da. Cine Da. da, nu vin să atace. Îți mulțumesc tare mult, Liliana, pentru emisiunea asta extraordinară. Și Chiar lipsa să știi. eu și acum m-am simțit dintr-o dată acasă și refăcută complet și uite, mâna mea chiar se ridică bine de tot, deci sunt din ce în ce mai bine și oricum Așa să fie, data viitoare să fie și mai bine. și mai bine. Deci, peste 2 săptămâni ne revedem. Da, și invităm la procesul de integrare, neapărat vom face recapitularea acestui trio de emisiuni, neapărat să le vadă prietenii noștri și pe cele două dinainte, au fost mai multe, dar astea în care am început explorarea ghidului spiritual, ghid de explorare spirituală și lecțiile din viețile trecute să le caute, că o să audă mereu lucruri noi. Așa, încă o dată îți mulțumesc dumneavoastră, vă mulțumesc că ați stat alături de noi. Până săptămâna viitoare, vă doresc să aveți fericire în suflet și putere în trup, să treceți cu bine peste săptămâna ce vine. O seară minunată vă doresc. Mulțumesc, Liliana. O seară bună. Asemenea, mulțumesc și eu. Bine v-am regăsit, oameni buni. Este prima filmare oficială de la mine de acasă. Vă invit la mine oricând să vedeți ceva cosmic, fiindcă cyberspace-ul meu, universul meu tehnologic, se mărește cu acest dispozitiv adus din cosmos. Nu este deloc o glumă, e vorba de o invenție rusească, militară, și vă spun de cosmonauți și de cosmos, fiindcă legendarul nostru cosmonaut, avem și noi românii un singur cosmonaut, în persoana domnului Dumitru Prunaru, el prezintă acest aparat în România, el l-a adus, să spunem așa, și trebuie să avem toată încrederea. Nu numai atât, eu de când îl am, văd că merge exact
cum ați mai citit sau și eu mai mă documentasem pe internet. Adică vă ajută foarte tare cu tot felul de bacterii, de mucegai, tot ceea ce aveți dumneavoastră prin casă vă incomodează și nu știți cum să scăpați de aceste nenorociri. Asta în ceea ce privește aerul. Deci orice fel de noxe din aer, robotul ăsta deștept, să spunem așa, le rezolvă. Nu mai stați cu frică în vremurile astea tulburi în care vă gândiți în fiecare moment că dumneavoastră sau membrii ai familiei dumneavoastră se pot îmbolnăvi oricând. Mai bine băgați în priză un imunocub și scăpați de toate problemele. Și veți simți exact aerul ăla de munte puternic sau aerul de lângă briza mării și de asemenea gustul alimentelor atunci când folosiți imunocubul va fi gustul ăla de pe timpuri, atunci când totul mirosea bine, avea un gust frumos și viața era foarte, foarte frumoasă și mult mai relaxată decât astăzi. Pentru sănătatea și siguranța familiei mele, eu am ales imunocub. Nu ratați imunocub, fiindcă nici nu știți ce pierdeți.